Podemos também assistir o personal respectiv chiar de când eram la școală sau student. Am încercat să îmi dau seama care a fost viziunea domniei sale. Ce a dorit dumnealui să ne transmită. Pe lângă faptul că am ajuns să avem un cuprins cât o carte, nu știu cine are un... Deci, cuprinsul e cât o carte, da? Întrebarea este cât este opera, nu știu. Deci dacă la nivel de cuprins vorbim despre o carte, rămâne acum să vedem cât este opera. Am așa o senzație că domnul Tănase în anii 90, atunci, să spunem, de când eu țin minte, de mai devreme n-am avut cum să țin minte, eram băută la mamă. Sau eram copil și nu înțelegeam ce se întâmplă. Dumnealui a fost în Parlament, în primul Parlament Democratic, alături și de unchii mei, Mihai Gheorghe Timpu, propriu Gheorghe Timpu, chiar aici, vis-a-vis a locului. Și înțeleg că atunci a fost o pornire așa a noastră, a dumneavoastră, să încercăm să facem ceea ce a spus domnul Beșleagă mai devreme la început, că atunci am intrat eu când vorbea dumneavoastră, domnul Iesa. Însă, cum a spus și doamna care a fost mai devreme, vânduții din înăuntru și mâncării din afară, până la urmă au dărâmat, practic, tot ceea ce s-a lansat atunci în 1990. Ce a făcut domnul Tănase? Pentru că dânsul a fost la Flux, numai și la alte publicații, și de la tot ce era posibil de cules aici, în Republica Moldova, până la urmă s-a orientat la Eminescu. Deci l-a luat ca reper pe Eminescu. Timp. Cineva putea să spună că este vremea sovietică, dar nimănui nu a trecut prin cap să facă o asemenea comparație, că erau lucruri incompatibile. Însă, din start, ne-am dat seama că este vorba despre timpul lui Mihai Eminescu. De ce? Pentru că Mihai Eminescu, la vremea sa, în timpul vieții, era și el mai degrabă culit, marginalizat, imediat, abia după moarte, i-au fost recunoscute meritele.